Hai să mergem mai departe. Sunt mămicile aici și deja au văzut ceva, o perdea, o mochetă, o... Trebuie să înțelegem noi oamenii că ancestral, istoric, femeia a fost clădită de natură să aibă grijă de cuib, să-l pavoazeze. Cum cioara, mă scuzați, aduce fire de paie și pene pentru a-și clădi cuibul. Cum porunghielul, barza, bărzoiul vin și aduc să-și facă cuib, așa vor și femeile mochet. N-aveți ce faci! N-aveți ce faci! Dragii mei, jucăm castele și mămici. Cum ai zis, Michi, că se cheamă jocul ăsta? Castelul mămicilor. Castelul. Castele și mămici. Pentru că toate ne-am visat mai devreme sau mai târziu prințese și tații noștri ne-au mințit că o să vină unul pe un cal alb, Sanchi, veni... Uite, cine s-ar fi gândit, Alina, că vine unul pe un cal alb din Turcia? Îți dai seama cât drum a bătut? Săracul l-a trimis băiazit și a zis, du-te, ia-le femeile, bea fântânile lor și cucerește-le miriștea, sau cum era. Bun! Atenție mare, avem de făcut fiecare echipă, le-am dat câte un membru să vă încurce, v-am dat, bineînțeles. Aveți de făcut castelul, după exemplu, din fața Ramonei și al Alinei. Baza este din 5, după 4, 3, 2, 1, pahare. O să strice Ramona castelul respectiv. Ori de câte ori auziți trompeta de atac, aveți voie să atacați cu mingile aflate la dispoziție, dar fără să depășiți masa, castel. Aceasta este trompeta atacului. Super trompeta. Este trompeta din desene animate. Atacăm la toată lumea, la oricine. Atacați unde vreți. Cum vedeți? Unde-i boala mai mare? Ca în viață. Cum vedeți că una se ridică mai sus la ședința cu părinții? Hop! Dați în castelul ei și dacă nu, dați în bărbatul de lângă ea. Ați venit să fac asta? Bun. Nu aveți voie să atacați decât atunci când se aude trompeta. Dacă trompeta se termină, nu mai aveți voie să atacați. Trebuie să construiți din nou. Câștigă cei care au după 2 minute castelul cel mai înalt. Începem în 5, 4, 3, 2, 1. Construiți! Vă puteți ajuta între voi, vă puteți încurca între voi. Puteți să faceți ce vreți. Dacă nu ați apucat să faceți castelul de tot și începeți... A început trompeta! Construiți, 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 construiți! Bă, ce-ai dat cu... Sorine, te rog să dai trompeta mult mai tare pe platou, pentru că ne interesează. Vă rog să vă reconectați cu natura, mingile și paharele. Bă, dar au dat unii atât de tare că au sărit paharele la 10 metri distanță. Este... Monica Chira este cea mai lentă de pe circuit. Avem un atac. Nu mai aveți voie să vă puneți în fața castelelor. E, da. Este foarte Florina, interesant. Ei, da. Monica, ești micuță și așa e și ținuta asta total inadecvată emisiunilor TV. Nu mai ieși în fața castelului. Nu e nimic. Ce să mai? Trebuie să-l punem? Hai să vedem cum stăm. Bă, luați-vă mingile voastre. Hai să vedem. Michi, mai scurtă trompa. Pe pixuri, treceți în spatele... Jos labele de pe castel! În spatele castelelor, vă rog. Monica, mâna jos. Hai să vedem cum stăm. Vom începe chiar cu Monica. Hai să numărăm împreună paharele. Șase pahare și trei rezerve. Și ele le-a pus, da. Șase pahare. Florin și Maria. Ciuciu. Florin și Maria. Ciuciu. Ei au fost, până la ultima minge, au fost foarte sus. Da, dar noi am cucerit de la ceilalți un pahar. Da, dar da. Noi ați fost 36. Asta că le-au înapoi. Asta nu e al nostru. Asta nici măcar nu e al vostru. Ca otomanii am făcut. Așa, Dani. Au fost foarte departe, dar o ultimă minge a lovit. Noi suntem foarte bine. Cuza, voi sunteți foarte 2, 4, 6, 7, 8. Și Alina Micului, ăsta era steagul. Ne-am luat.
Bun, și hai să mergem și la Ramona și Alina, care au mai furat. Păi s-a trișat pe față, așa, pe bada. Rău tăcisme. E un joc care se poate juca și acasă în curând, să știi, jocul castelelor. Important e să luați mie. Păi da, dar s-a trișat aiurea, așa. Ce voiam să vă zic, dragii mei? Hai să mă mișc un pic. Ce voiam să vă zic? Mămici! Da, gata. La loc comanda. Voiam să indic faptul că ori de câte ori vrei să construiești ceva, poți să te bazezi pe cineva că poate să distrugă în 14 secunde ce ați construit voi în ani de zile. Asta este concluzia cu care rămânem, ca să fie și un pic de filozofie. Ce joc, pildă! Ce superb, ai încheiat! Cu pildă! Ce frumos, ai încheiat! Câștigător există, domnul Dani? Nu avem câștigător, pentru că s-a furat extrem de mult. Viața. Noi n-am furat nimic! Băi, terminați! Nu, șeful! Mai zi o pildă, toată lumea câștigă! Ca orice lucrător al statului care a furat, ai grijă cât construiești la castel. De 9.000 de lei! Să nu bată la ochi! S-ar putea să ți-l dărâme cineva. Presa. Mulțumim tare mult, Ramon.